Iluzii optice. A venit vremea pentru un nou experiment. Stai comod pe scaun și fii foarte atent. De fapt, vom face mai multe experimente care vor pune la încercare văzul sau vederea. Primul experiment. Privește cu atenție următoarea imagine, plimbându-ți privirea pe deasupra ei. Ce observi? Sunt cumva niște puncte fantomatice? Incredibil! Să-ți explic! În momentul în care noi ne plimbăm privirea pe deasupra imaginii, creierul nostru, care primește informația vizuală prin ochi, procesează ce vede și încearcă să unească elementele acestui cadran. Și atunci se formează în mintea noastră aceste puncte fantomatice. Pasul următor. Privește din nou la imagine, dar de această dată nu-ți mai mișca privirea. Alege un punct și privește nemișcat. Ce s-a întâmplat cu punctul fantomatic care se afla acolo? A dispărut! Locul în care privești nemișcat este alb și curat. Așa este? Interesant! Să trecem la următorul experiment! Privește cu atenție următoarea imagine. Ce observi? Avem aici o bandă de culoare verde deasupra unui fundal în degradé. Asta înseamnă că este transformarea culorii de la un capăt unde este foarte închisă până la celălalt capăt unde e din ce în ce mai deschisă, chiar până la alb. Fundalul este în degradé, avem o bandă verde. Întrebare: unde este banda de deasupra mai închisă la culoare? Oare ți se pare că este mai închisă la culoare aici? Cred că da, și mie mi se pare la fel. Dar să vedem ce se întâmplă în realitate. Dacă punem banda pe un fundal neutru, observăm că are exact aceeași culoare pe toată suprafața ei. Și atunci ce s-a întâmplat? Din nou, este o iluzie optică. Adică, în momentul în care punem banda pe un fundal în degradé, creierul procesează informațiile vizuale și observă că acolo unde banda colorată este pe fundal deschis la culoare, iese mai tare în evidență. Culoarea pare mai închisă. Acolo unde fundalul este mai închis, banda iese mai puțin în evidență și ni se pare mai deschisă. E o iluzie optică. Hai să trecem la experimentul numărul 3. Devine din ce în ce mai interesant. Uită-te bine și spune-mi, care dintre cele două segmente este mai lung? Acesta sau acesta este mai lung? Mi se pare că acesta este mai lung decât celălalt, așa e? Exact! Mi se pare! Pentru că dacă luăm cele două segmente și le punem unul lângă celălalt pentru a le măsura, vedem că au exact aceeași lungime. Și atunci ce s-a întâmplat? Le mai așezăm o dată pe poziții. Aici
unde sunt și liniile suplimentare. Și analizăm. Deși au aceeași lungime, pe verificate le-am măsurat, segmentul unde liniile suplimentare sunt orientate în exterior pare mai mare decât segmentul unde liniile suplimentare sunt orientate spre interior. Asta pentru că creierul nostru calculează lungimea luând în considerare și liniile din jur. Este un pic păcălit. Este o iluzie optică. Se mai întâmplă. Să trecem la următorul experiment. Te-ai întrebat vreodată de ce oamenii au doi ochi pe față, unul lângă celălalt, care privesc înainte? La drept vorbind, fiecare ochi vede de unul singur. Imaginile pe care le vedem cu un ochi și cu celălalt sunt asemănătoare, deși nu sunt identice. Ei bine, să vedem ce se întâmplă dacă îmi acopăr un ochi și vreau să ating cu degetul aceste obiecte. Eram aproape sigură că îl voi atinge din prima. După cum ai văzut, a fost nevoie în unele cazuri să caut obiectul să-l pot atinge. Da! Din a doua încercare! La unele am nimerit din prima, dar în alte cazuri a fost nevoie să încerc de două ori. Să văd acum cum este dacă privesc cu cei doi ochi deodată și vreau să ating obiectul, obiectele. Hai, încerc și cu stânga. Din prima. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că atunci când creierul primește informație de la cei doi ochi în același timp, el poate să facă o operație interesantă prin care determină distanța dintre obiecte sau distanța dintre noi și obiecte și atunci el sesizează adâncimea. Și ne putem coordona optim, adică cât de bine posibil. Aha! Mult mai bine! Te invit și pe tine să faci acest experiment și să-i pui la încercare și pe cei din jurul tău. Să vedem ce o să iasă!